Ministrul Tineretului și Sportului a fost sâmbătă la Reghin într-o vizită neoficială. Nicolae Bănicioiu a participat la Sovata, la o tabără a tinerilor socialdemocrați din zona Ardealului. La reuniune a fost prezent și deputatul Vasile Gliga, care i-a invitat pe ministru și soția sa în vizită la gimnaziul Mirona, singura școală din Europa cu program integrat de dans sportiv. Am primit o invitație de la domnul Gliga și am venit, eram de mult curios să văd ce a făcut domnia sa aici și sunt și mai bucuros să constat că tot ceea ce mi-a spus este adevărat. Și tot ceea ce am auzit și din alte surse este, realitatea este mult peste ce mi-imaginam. E un lucru extraordinar și că sunt atât de mulți copii care vin și fac dans sportiv, care fac practic... Și organizează viața mult mai bine și e minunat să vezi că sunt atât de pricepuți, chiar de la vârste foarte fragede. Ministrul a văzut toate încăperile în care învață copiii, de la cei mai mici până la viitorii liceni. A trecut prin sălile de dans și a participat apoi la un scurt program artistic, susținut de elevii care se pregătesc pentru serbarea de sfârșit de an. Oficialul a apreciat însă și performanțele economice realizate de inginerul Vasile Gliga prin instrumentele muzicale. Îndemânarea domnului Gliga și ce a reușit cu viorile Gliga, practic e un brand. Deja eu zic că, e o emblemă a orașului dumneavoastră, e un lucru extraordinar. Mă bucur că nu, în ciuda greutăților, nu renunță și se încăpățânează să meargă înainte. Deputatul Vasile Gliga a subliniat și cu această ocazie că nu ratează niciun prilej de a oferi oficialilor români, dar și străini, posibilitatea să vadă realizările din Reghin și oamenii valoroși pe care îi avem în toate domeniile. Cred că e o obligație permanentă a noastră, cel care suntem persoane publice în Reghin, să promovăm Reghinul, zona, ce se face în Reghin, să știe bine la București, că Reghinul e deosebit, are copii buni, oameni harnici, oameni de artă, de cultură și cred că acest eveniment de astăzi, că ministrul Tineretului și Sportului Nicolae Bănicioiu, Nicu Bănicioiu, a fost prezent astăzi aici, e un eveniment și face parte din suita acestei promovări a Reghinului și a județului. Ministrul nu a părăsit Reghinul înainte de a da curs invitației primarului Maria Precup de a se opri și la sediul primăriei. Am venit să vadă și Reghinul, a fost foarte încântat și fără să realizez, am zis că nu veniți la primărie, cu plăcere și uite că a venit și ne-a invitat să mergem la minister dacă trebuie să ne ajute și o face cu mare drag pentru că este un om deosebit de modest și deosebit de echilibrat și accesibil. Acum vă spun drept că nu l-am chemat ca să-i cer ceva, l-am chemat să ne onoreze cu prezența și în întâlnirile viitoare se va întoarce și către noi. De la Reghin, ministrul și soția s-au întors la Sovata, unde, în calitate de președinte al Tineretului Socialdemocrat din România, Nicolae Bănicioiu a luat parte la o tabără destinată membrilor din zona Ardealului.